Da, profesor Roșii Împreot, lanță frică. O să vă spun pe scurt de... Aproape de ce? O să vă spun pe scurt despre două muzicaruri noi, foarte noi. Premiera lor 18 iunie 2017 lor de Andal la Teatrul de Stradă Cosmin de Nase. Am vorbit de el data trecută în paralel cu filmul Dalida pe structura scenariului biografic și la Dor de Anda și la filmul Dalida. Dor de Anda văzându-l inferior față de filmul Dalida. De data asta voi face o paralelă între Dor de Anda ca muzical și muzicalul de la Teatrul Excelsior, Fecioarele noastre grabnic ajutător. Pentru că la bază, ca realizare, ca prezentare și ca aspect scenic pentru public, ambele spectacole, după mine, sunt realizate de două brigăzi scenice. Nu zic artistice, pentru că n-am simțit că merită să se spun brigăzi artistice. O să menționez un pic distribuția la Picioarele noastre grabnic ajutătoare. La Dor de Anda sunt patru feminine de înălțimea Andei, cum am spus data trecută, și trei băieți, puțin disproporționați față de aceste fete de 1,60. Ei au cel puțin 1,80, poate chiar 90, doi dintre ei, iar unul are 1,70-1,75 m. Așa a dorit regizoarea Herchele Gingu. La Fecioarele noastre grabnic ajutătoare de Lee Hall, după romanul Sopranele de Alain Werner, regia și coreografia este semnată de Răzvan Mazin. Toți o să considere că e un spectacol excepțional în care îmbinăm coreografia, îmbinăm teatru, îmbinăm mișcările sau, cum se spune recent de către mulți critici, acest teatru balet, acest teatru dans, acest poate chiar spectacol coreografico-teatral. Din păcate, este tot o brigadă scenică, formată de data asta din 6/7 feminine, deoarece un rol este jucat de două actrițe, tinere, frumoase, predominant între ele, care au, comparativ cu spectacolul Dor de Anda, de brigadierele de la spectacolul Dor de Anda și de brigadierii de acolo, 3 și 4 femine, mult mai mult talent. Atât muzical, vocal în special, cât și bine redau indicațiile coreografice ale lui Răzvan Mazin. Și anume, cine face parte din distribuție, o să menționez, pentru că, după cum v-a anunțat domnul Ursulescu, voi adăuga și două suplimente la acest text informativ. Din distribuție avem actrițe frumoase, de-aia vă spun și tinere, care poate vor fi, sunt prezent necunoscute, vor fi cunoscute. Alina Petrică, Meda Topârceanu, Ailin Cadâr, Ioana Mărcoiu, Daniela Tocari, Oana Pușcatu și Ana Bianca Popescu. O să subliniez Ana Bianca Popescu pentru că va fi un supliment legat de ea. Primul supliment. Orchestra din acest spectacol care are pe fundal un band este formată de alte patru feminine. Adina Cocargeanu la pian, Imola Tamaș la percuție, Andreea Archip pian și Dana Georgescu la chitară bas. De menționat un lucru foarte important, că ambele spectacole au și foarte multe puncte comune, de aceea le-am considerat puțin sau mai mult egale ca realizare. Fapt pentru care voi menționa aceste puncte citind, pentru ca să fie mai cursiv și să câștig timp pentru suplimentele care sunt, zic eu, de suflet. Pe 4-6 iulie, Teatrul Excelsior București a prezentat această premieră, un vodevil aproape leit cu piesa muzicală Dor de Anda, leit în regie, mișcare scenică, numărul de brigadiere, cum am mai spus, și în genul muzical abordat și în dialogul dintre personaje. Întâlnim aici țipete, țopăieli, travestii, limbaj gol de ochiat, ceea ce la Anda nu se întâmplă, dar
E un element care se dorește o picanterie pentru a atrage spectacolul. Cântece întregi dansante, întâlnim și la Anda. Deci cântecele ale Andei prezentate prin dansul mut, firesc, al celor prezenți. Uneori, mă rog, aplauze, uneori refrenul repetat după, dureros, după imaginea televizată a Andei. Dar aici, în schimb, pe lângă elementele, cum am spus, cântece întregi dansante, lipsă de acțiune, o coborâre în sale care și la Dor de Anda este un moment insignifiant, întâlnim joc de lumini la fecioarele noastre gramnică ajutătoare de la Teatru Excelsior, voci foarte bune, două, trei brigadiere au voci excepționale, printre care și cea care o voi menționa în supliment, Anca Bianca Popescu. Și de asemenea, au un joc de plete, cânt a capela, gesturi multe, ondulații corporale, poziții noi schimbătoare, care nu plictisesc publicul, dovadă că regizorul a lucrat cu fiecare actriță în parte, ceea ce la Dor de Anda nu se simte. În continuare, Dor de Anda, după 3 luni, deci a fost premieră în 18 iunie 2017, aseară m-am dus special să-l văd la a treia apariție, pentru că regizoarea Hepchereciu mi-a spus personal că spectacolul nu este așezat în iunie și să am răbdare de a-l critica după un timp, pentru că se va așeza. I-am spus aseară, nu s-a așezat încă, ce, mai e timp, nu prea se face la un nivel profesionist să spui că după 3 luni încă spectacolul nu este așezat, dureros pentru mine, încât pot să spun că la spectacolul de la Excelsior, deci la fecioarele noastre dramnică ajutătoare, regizorul Mazilu a lucrat cu fiecare parte. Păcat că regia, după cum am observat eu, ajunge la nivel de regie de Paradă de Modă sau de Dor de Anda. Deci e dureros că Teatrul Excelsior, piesa aceasta, este egală într-un fel cu piesa Dor de Anda de la Teatrul de Estradă. Deci chiar ca paralelă între teatre. Deci Estrada predă publicului un anumit gen de spectacol. Excelsiorul se vrea un teatru al tineretului, pe lângă cel al copiilor. Și totuși, în egală măsură, cele două spectacole se aseamănă, cam dureros pentru mine, să văd același gen de brigadiere pe o scenă, același gen de 7 brigadiere pe alta. În caietul de presă mi se dă dreptate, după cum este definit sau explicat vodevilul, fecioarele noastre, geamăn cu muzicalul Dor de Anda, prin recunoașterea dar la diladantului, după mine, adică abracadabrantului său conținut. Și anume, citez, un cocktail muzical, spectacol concert, după mine nu generează un concert doar pentru faptul că are un band pe fundal. Spectacol de teatru, după mine nu este de teatru pur. O odă neconvențională, o infuzie de brutalitate, stridență, limbaj, irreverențios și mult umor, după mine mult caragios lâc. O parabolă, un show exploziv, mai degrabă de suflat. Titlul în sine pare indigest, chiar neatrăgător, deci fecioarele noastre, gramnică ajutătoare, o aventură a urgenței, autodescoperirii și explorării limitelor cu orice risc. Acum revenim la supliment, da? Suplimentul 1, suplimentul 2. Suplimentul 1 se referă la această actriță care joacă aici rolul lui Fionula, Ana Bianca Popescu. Această actriță mi-a fost elevă în 2006, la liceul 2006-2007, la liceul Cantemir, la liceul Șincai. Eu predând pe atunci religie ortodoxă. Întrucât avea talent încă din clasa 10, era în clasa 10 atunci, a jucat într-o piesă în cadrul liceului, având rolul de femeie de servici. Știm cu toții că Jean Constantin, de exemplu, fac o mică trimitere la actorul nostru de comedie și în același timp de estradă, care juca excepțional rolurile mici. Și el era Sarea și Piperul din filmele lui Sergiu Nicolescu și alte filme, altor roluri din alte filme. Și anume, foarte bine realizat un cercetător, realizat un golan, mă rog, diverse lucruri. Această fată realizează foarte bine în acel spectacol rolul de femeie de servicii. La următoarea oră de religie,
citesc catalogul și o chem singură pe ea la catedră. Se sperie un pic, se motivează, domn profesor, de ce pe mine? Stați că am avut teză la, stați că nu știu ce. În timpul ăsta eu cobor în sala de clasă și o rog frumos să meargă la tablă. Firesc că ajungând la tablă, se uita cu mare emoție ce temă îi dau, știind că eu oricum punctez așa. 3 puncte lecția de zi, 3 puncte caiet, bineînțeles că îi spun vino cu caietul la tablă, și 3 puncte, unul din cele 3 texte. Tatăl nostru, Crezul sau Psalmul 50. În ce an era? 2006-2007. Mi-era frică că era problemă. Și intrând în sală, lângă elevi, mă duc în ultimul rând, le spun așa. Colega voastră merită aplauze din partea tuturor pentru spectacolul și rolul de data trecută. Și aplaud împreună cu ei și zice, of, domn profesor, ce mi-a sfârșit. Asta este Bianca, Bianca Ana Popescu, primul supliment. Al doilea supliment, tot din domeniul școlar, vreau să vă spun amintiri scurte despre regretata noastră, Marina Scupra. În 2000 predam educație tehnologică la școala 25, la două stații de Bucur-Obor, spre Colentina, și realizam în martie 2000 un spectacol numit Mărțișorul Aptelor la această școală, școală care avea o sală de festivități foarte spațioasă. O rog printre altele, printre alți artiști invitați, o rog pe Marina Scupra, la timpul acela absentă de pe piață, uitată, și tocmai mă bucuram că aduc persoane care să fie redescoperite. Îmi spune cu drag că vine și culmea, într-un timp foarte friguros, în martie, 8 martie sau 6 martie, nu știu cum a fost ziua premergătoare, 8 premergătoare zilei femei, era vorba de Mărțișorul Aptelor, îmi vine cu, la ora 18 seara, la școală, cu pruncul ei nou născut de 2 luni în brațe, dormind. Nu pot să o uit pentru acest gest unic și gratuit. Copilul este așezat pe canapea în biroul directoarei. La momentul când o anunț eu din sala de festivități prin profesor să o aducă din biroul directoarei, vine în sală, copilul e pe masă, păzit de directoare și de o profesoară două, cântă pe scenă cu un ochi la copil, cu un ochi la public. Nu, Marina Scupra. Deci, un lucru minunat pentru regretata Marina Scupra. Al doilea element din suplimentul 2 se referă tot la ea. În anul 2002 predau la Liceul Tonița tot educație tehnologică și o am elevă în clasa 5-a pe fiica ei, care n-a venit acum la mormântare. Era mai înaltă ca mine în clasa 5-a, un pic mai înaltă ca mine, și Antonia, și prin ea reușesc să țin legătura cu Marina pentru a invita la un spectacol al liceului, Colin Tonițian, pe 5 decembrie, fiind ziua liceului. Vine Marina cu drag, îmi aduce și o echipă de sonorizare și o îmbărbătează pe Stella Popescu, care nu-ți vine gratis și nu-ți vine oricum, să aibă încredere că sonorizarea e foarte bună. Și pe lângă Stella Popescu vine Eugen Cristea, vine Cristina Deleanu, vine Manuela Golescu, vine Maxim Belciu și toți acești 6 artiști împreună cu Marina Scupra cântă gratuit la un spectacol școlar. Spuneam în începutul prezentării Marinei, acum o voi spune în final, ascultați, începe trupa și cântă Marina Scupra. Mulțumesc! Mulțumesc! Danță plică!